Lăuda să fie Domnul! Ce minunat este să fii copilul Domnului, să ai un tată așa de mare care să te ia sub aripile lui, să te protejeze, să te ia pe cartea lui de identitate, să zică ești al meu, te pun la masă, nu te las, ești copilul meu. Îl iubesc pe Domnul, spune David, iubesc pe Domnul căci mi-a făcut mult bine. Dumnezeu nu face rău, Dumnezeu face bine. Dragilor, în dimineața asta o să ne apropiem din nou împreună de epistola uh, sobornicească a lui Iacov. Uh, este o carte extraordinară, este o carte provocatoare, este o carte care chiar și pe cei mai tari teologii zguduie din teologia lor și trece la muncă. Pentru că Iacov a fost un om pragmatic, a fost un om practic, așa cum este fiecare evreu sănătos la cap în cultura evrească. <coughs> Voi știți că la ei nu există concept fără aplicație. Dacă nu se poate aplica, îl dau la o parte și merg mai departe. Pentru că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu practic, e un Dumnezeu pragmatic, e un Dumnezeu care ne cheamă la o trăire autentică, la o trăire simplă, la o trăire practică și ne cheamă să fim niște pili de Și Aș vrea ca să uh, fixez, dacă pot să spun un, un, un titlu, un titlu care, de fapt, o întrebare. Ești și tu unul dintre cei înșelați? Pentru că în dimineața asta aș vrea să citeze la versetul 16 până la versetul 25 din capitolul 1 și să lăsăm textul să vorbească, să lăsăm Biblia să vorbească. Duhul Sfânt, te rugăm, dă un duc de revelație și descoperire. Vorbește-ne inimii, vorbește-ne minții, vorbește-ne voinței noastre și, Doamne, ajută-ne să nu fim și noi dintre cei care sunt înșelați. Amin. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea Lui Dumnezeu. De aceea, le pădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Versetul 22, citim împreună. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci. Eu am, am parafrazat și de la sfârșit. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, se aseamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății sau slobozenei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, citim împreună, ci ca un împlinitor va fi fericit în lucrarea lui. Continuăm citirea. Dacă crede cineva că este religios și nu și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, citim împreună, și să ne păzim neîntinați de lume. Este un pasaj extraordinar. Slavă -e, Doamne, că l-ai pus pe Iacov să scrie aceste cuvinte. De ce? Pentru că Iacov, dacă ai prea multă teologie și filozofie în capte, cam aduce cu picioarele pe pământ și zice, hei, tu, e bine că știi multe, dar Dumnezeu te cheamă la ceva mai mult decât la a ști. Aș vrea să încep totuși cu o, o succintă prezentare. Epistola lui Iacov. Îl are în centru pe Dumnezeu. Vedeți, toate lucrurile vin de la el toate lucrurile sunt de la El, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Dumnezeu nu ispitește, El dă ajutor, Dumnezeu toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu, Dumnezeu dă ajutor în necaz, Dumnezeu dă ajutor în perseverență, centrul epistolei lui Iacov, la un centru pe Dumnezeu și de aia și spune El de bună voia Lui. Și aș vrea să încep la versetul 18. Ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă. Ce vreau să spun și cea, ce extragem de aici, ce Biblia ne spune este că toată inițiativa este a Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu uh, sterp. Nu este un Dumnezeu care doar stă acolo pe un tron ca și cum ar fi o bucată de metal și nu mișcă. Dumnezeu e un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu plin de acțiuni, e un Dumnezeu care mișcă, e un Dumnezeu care vede, un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care mâna lui nu s-a scurtat, care întinde mâna și te ajută. El este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. E mai tare decât 112. Dumnezeu e puternic, Dumnezeu nostru e pe și spune aici de bună voia Lui sau în acord cu voia Lui cea bună, El ne-a născut. Vedeți că El este inițiatorul și El ne-a născut. Dar care a fost scopul nașterii? Care a fost scopul acestei nașteri din nou care Dumnezeu ne-a dat-o? Pentru că Dumnezeu nu ne-a născut din nou doar ca să demonstreze lumii că poate să facă miracole. Dar scopul este să fim un fel de pârgă sau un fel de prototip, spune Apostolul Pavel, a ce, a ce este în cer, în chipul și asemănarea Lui. Să revenim din nou la Geneza după chipul și asemănarea lui. Ce-am pierdut noi? Ce-a pierdut omul? Ce-a pierdut Adam și Eva la cartea Geneza? Chipul și asemănarea. Apostolul Pavel zice: Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Vedeți că sunt două chipuri în care noi ne putem oglindi sau putem să le urmăm ca modele. Chipul veacului acestuia. Și este chipul și asemănarea Fiului Său. Aici Dumnezeu ne spune clar scopul pentru care am fost făcuți este să fim acest prototip, acest chip la care lumea când se uită să zică wow, Dumnezeu e viu și adevărat și știi de unde știu că l-am văzut pe ăsta care seamănă cu cel de sus. Vreau să te întreb, ești, ești unul care seamănă cu cel de sus atunci când oamenii privesc la tine, spun da, omul ăsta seamănă pe tatăl său vorbește ca el până și vorbirea îl dă de gol. Zâmbește ca el, merge ca el, face miracole ca el, trăiește ca el, acționează ca el. Seamănă pe Tatăl Ceresc. Sementul cu Tatăl Ceresc. Aici apostolul ne dă câteva lucruri despre Dumnezeu, este datorită voii Lui, ne-a născut prin cuvântul al adevărului, subliniez, prin cuvântul adevărului, ca să fim acea pârga a fapturilor lui, să fim acel prototip la care oamenii se uită. Și apoi, apostolul ne prezintă pericolul care ne paște pe noi ca și creștini, pentru că această carte este scrisă credincioșilor, nu necredincioșilor. Sunt multe pericole. Noi avem mai multe feluri de dușmani. Vedeți, David a fost un om după inima lui Dumnezeu, așa spune Scriptura, sunteți de acord? Și David a fost omul care a biruit toți dușmanii externi, dar a fost doborât de dușmanii intern de pofta Lui. Poate câteodată și tu poți să fii dobur de, de indiferență. Îți mulți dușmani intern. Necredință, lene spirituală, simți îndemnul Duhului și îți spune citește Scriptura și să tu zici mâine. Roagă-te, simți îndemnul să te rogi și tu zici nu, acum încă mai stau un pic pe telefon. Dar pericolul este, și îl sublinează cartea aici, că avem o prăpastie mare între ceea ce știm și ceea ce trebuie să facem. Prăpastia este între ceea ce știm și ceea ce trebuie să facem. Și aici ea implică, se implică Iacov și ne spune, dragii mei, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultătorului tuci. Care este primul indicator? A unui creștin înșelat. Știe multe, face puține sau deloc. Trăim într-o așa cultură astăzi, vă spun sincer, călătorim în fiecare weekend și întâlnim oameni și aproape că nu mai ai pe cine să înveți, pentru că toată lumea știe. Spunea cineva, am ascultat 26 de predici într-o săptămână, tu ce mai poți să-mi spui? Întrebarea nu e cât știi. Întrebarea este, dacă ce știi din cartea lui Dumnezeu, din cartea vieții, tu pui în practică în viața ta de zi cu zi. Pentru că dacă nu pui, Biblia ne spune că ne înșelăm singuri. Noi trăim o înșelăciune și nici nu știm și diavolul să bucură. Sunt mai multe tipuri de înșelăciune în Scriptură. Dar una dintre ele sunt patru. Dar una dintre ele este atunci când te înșeli tu pe tine singur. Tu crezi că știi? Wow, știu! Am ascultat. Am atâta informație în cap. Dar nu ai practică, nu ai manifestare, nu ai dovada credinței tale adevărate. Pentru că credința fără fapte întotdeauna moartă. Primul indicator al faptului că ești un creștin înșelat este faptul că știi multe, dar faci puține. Sau deloc. E foarte, foarte important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu uita că principalul recipient, eu când citesc Scriptura, vă spun înaintea Domnului când citesc Scriptura, nu o citesc ca să vin să vă predic vouă. O citesc pentru mine și de multe ori spun la Adina, am nevoie să pregătesc vasul. Pentru că eu știu că am eu nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Am eu nevoie să mă las operat de cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Am eu nevoie să mă las transformat. Degeaba vin aici și vă polologhez și bag aici multă filozofie și multă teorie și trăiesc cu totul altceva. Sunt foarte mulți care vorbesc în numele lui Dumnezeu și spune Hristos într-un loc degeaba, îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu. Avea un om o vorbă, spunea, Hristos n-a zis vino și studiază m a zis vino și urmează-mă. Mare diferență. N-a vino și studiază m a zis vino și, și urmează-mă. Tipologia occidentală de gândire este haideți să studiem lucrurile. Tipologia evrească de gândire este simplă. Haideți să îl urmăm, haideți să vedem. A, prima invitație care Domnul Hristos le-a făcut-o ucenicilor n-a spus veniți să studiați. A zis veno după mine, vino să vezi. Natanael, unul din ucenici, a zis Doamne, va ieși ceva bun din azi. Vino să vezi. Vino să mă vezi cum sunt, cum umblu, cum acționez, cum vorbesc, cum mă manifest. Vino să vezi. Dragul meu, e bine să știți scripturile și vă îndemn pe toți, stați în cuvânt, rămâneți în cuvânt. Dar mai avem un pas de făcut. Nu-i de ajuns doar să știm. Pentru că cea mai mare înșelăciune care diavolul poate să o dea secolului ăsta este că toată lumea știe. Te bași pe internet, te bași pe Google, mii de predici, mii de pastori, știi. Acumulezi informație. Dar acumularea de informație te poate lăsa sterp și fără roadă. Pentru că doar informația sau doar teoria fără trăire este moartă. E așa, Piii. știi la spital când stă omul pe ultimile clipe și, și se vede acolo în sus, în jos, în sus, în jos și deodată... Piii. Ispita pentru toți aici este că avem impresia că știm și asta ne duce în eroare. Păi eu știu. Știu cum Isus a zis că să vindecăm bolnavii, eu știu. Iisus, dar o faci? Păi Isus a zis să ne încurajăm unii pe alții. Scriptura spune, o faci? Îți alegi în fiecare zi 5-6 persoane în mod intențional ca să fii un încurajator? Isus a zis să ne iertăm unii pe alții. Întrebarea e, o faci? Sau ții câte o săptămână supărarea și ții nodul în gât și zici, lasă că îl țin eu așa, îl eu la, la foc încins, la foc încet. La foc din ăla, lenească așa. Îl țin eu acolo. Păi da, știu că Isus a zis să ne iubim vrăjmașii, vr dar o faci? Pentru că ce va cântări la final? Nu va cântări ce ai știut, ci ce ai fă? Făcut. Veniți, binecuvântații tatălui meu, de în împărăția, că ce am fost flământ și mi-ați dat să... Mi-a fost sete și mi-ați dat să... Am fost în închisoare și m-ați vizi, am fost bolnav și ați venit să mă ve... Voi plecați de la mine că nu vă cunosc. Că ce am fost și nu ați venit. Doamne, când am venit noi? Adevărat vă spun că de ori de câte ori n-ați făcut la unul din acești micuți ai mei, mie nu mi le-ați de câte ori nu faci binele care Dumnezeu are în vedere pentru cel de lângă tine? Îl văduvești pe el, dar te văduvești și pe tine de o bucată din împărăția lui Dumnezeu. Primul indicator, spuneam, al înșelării, este că auzim cuvântul, dar nu îl împlinim. Biblia spune clar aici, fiți împlinitori ai cuvântului, versetul 22, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, cu alte cuvinte, dacă doar auzi predica de azi, ai pus butonul stop după predică și îți în continuare de viață, ești un ascultător uituc și te înșeli singur. Tu n-ai venit aici să înveți ce să faci, ai venit să acumulezi cunoștință și teorii. Teoriile, conceptele, dragii mei, și lucrurile abstracte ajută până la un punct, dar nu sunt îndeajuns dacă nu-și găsesc aplicabilitate în practică. Amin? N-avea niciun sens ca eu, după ce m-am întors la Dumnezeu, să mă duc tatălui meu să-i vestesc o împărăție, dacă nu l-aș fi iertat întâi. N-avea niciun sens să mă duc să spun fraților mei de dragoste, când eu mi uram tatăl și continuam să-l urăsc. Pentru că ei nu ar fi crezut propovăduirea mea. Noi trebuie să fim un fel de pârgă, un fel de prototip în care să vede împărăția. Amin? Și împărăția e total diferită de împărăția acestui lume. Ăsta e primul indicator, dar un alt indicator, care vorbește despre faptul că suntem înșelați, este vorbirea noastră. Spune Iacov în capitolul 3 cu 2: Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să -și țină în frut tot trupul. Dar în capitolul 1 cu 26 îmi place versetul ăsta și vreau să-l recitim împreună, 1 cu 26, Iacov 1 cu 26, împreună ca biserică. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează, ci își înșală inima. Religia unui astfel de om este zadarnică. Cât de clară e Scriptura oameni buni? De multe ori m-am gândit, am vorbit cuvintele lui Dumnezeu, m-am cercetat pe mine, m-am examinat. Am vorbit întotdeauna cuvintele lui Dumnezeu, am vorbit întotdeauna cuvintele care aduc har, sunt dreze cu sare, sau am vorbit cuvinte care n-au avut nicio treabă, n-au construit, doar au dărâmat, doar au acuzat. Vreau să vă întrebeste este cineva aici care nu a greșit în vorbire? Nu e nimeni. Biblia, vedeți că nu vine să ne condamne, vine să ne oferă o soluție. Pentru că Biblia întotdeauna ne dă nădejde și ne dă putere să mergem mai departe. Amin? Îmi place ce spune aici. Pentru că legătura dintre vorbire și stăpânire este incredibil de apropiată și asta este confirmată în Biblie. Cartea Proverbe vorbește mult despre vorbire și spune că un om care nu-și poate stăpâni natura, vorbirea, cum îl cunoști pe nebun din mulțimea cuvintelor lui? Spune Scriptura, nebunul cunoști din mulțimea cuvintelor lui. În altă parte spune unul din versetele mele preferate care m-a ajutat mulți ani și încă mă ajută. Omul care vorbește mult, e imposibil să nu, să nu păcătuiască. O vorbire necontrolată este un semn al unui om care nu se poate stăpâni. Deci încă nu s-a predat în întregime lui Dumnezeu. Curajul este important, dar stăpânirea este mai importantă, pentru că spune Scriptura, un om care cucerește cetăți e important, dar un om care se stăpânește pe sine e mai tare decât un om care cucerește cetăți. Vreau să te întreb, cum stai cu stăpânirea de sine? Cum stai cu stăpânirea vorbirii tale? Ești un om care are stăpânirea supra limbii? Sau un om care dă drumul acolo și... Bolovani. Avea mama o vorbă când eram eu mai mic. Vorbește gura fără tine. O știți vorba asta, n-ați auzit-o? Ați auzit-o? Auzit Dar realitatea e că gura nu vorbește fără noi. Gura vorbește ce este în inima noastră. Domnul Hristos spunea că gura vorbește din prisosul inimii. Cu alte cuvinte, dacă limba mea e bolnavă, e un indicator că inima mea, lăuntrul meu, da, ființa mea este bolnavă. De aceea, nu mă înșel singur doar când nu împlinesc cuvântul, dar și, și când am o vorbire necontrolată. și îmi place de Apostolul Iacov că spre sfârșitul capitolului 1, el menționează trei teste ale credinciosului adevărat. Și aș vrea să le luăm pe rând și să ne cercetăm fiecare pe noi înșine dacă am trecut testele astea sau dacă suntem acolo la punctul de a realiza, stai mă, că am de trecut un test și încă nu m-am dovedit un credincios adevărat. Că Biblia spune și tot ea că o spune, credința fără fapte este moartă. Cu alte cuvinte, dacă n-ai manifestarea credinței adevărate prin fapte, faptele nu te mântuiesc, dar dovedesc că ai fost mântuit. Dar dacă tu nu ai, ai o lanternă în mână și apeși pe buton și nu vezi lumină, ce se întâmplă? Ce spui? Bateriile sunt expirate. Deci un creștin care te întâlnești cu el și nu mai luminează, ce s-a întâmplat cu el? Eu am o vorbă care o spun de multă vreme. Dacă nu ești pasionat, ești expirat. Credeți-mă. E ok dacă dai o notă greșită la pian în timpul... Laude și închinări. E ok dacă greșești la chitară, e ok dacă falsezi puțin din voce. E ok câteodată dacă ți se cocoloșește cămașa și nu mai așa dreaptă cum a fost. E ok, sunt multe lucruri ok. Dar să vii fără pasiune pentru Hristos, asta nu este scuzabil. Ceva s-a întâmplat cu tine. Dacă tu nu mai luminezi, vreau să te întreb unde este lumina ta, pentru că tu spui cuvântul lui Dumnezeu e lumina mea. Dragul meu, dacă ți-au expirat bateriile, e timpul să pui baterii noi, amin? Cuvântul lui Dumnezeu este o la. Cum spunea Iacov, ne dă trei teste. Unul are de-a face cu limba, versetul 26. Al doilea are de face cu purtarea de grijă de orfan și văduvă, versetul 27. Și al treilea, ne ținem neîntinați de lume. Și aș vrea să le iau pe rând, pentru că simt că Dumnezeu în dimineața asta îți va vorbi. Mie deja îmi vorbește. Am de lucru la vorbirea mea. Câți de aici aveți Nevoie să lucrați la vorbire. Eu, sincer, nu vreau să fiu înșelat. Și două indicatoare ale pucăitului înșelat este unul că nu împlinește cuvântul, are doar teorii, e plin de frunze, dar n-are niciodată roadă. Și știți ce s-a întâmplat cu Sumochino? Da? Și al doilea indicator e că are o vorbire necontrolată. Eu, sincer, când am citit pilda smukinului, m-am cutremurat și am zis, Doamne, sunt și eu plin de frunze, plin de teologie, plin de filozofie, plin de teorie, dar nu am rod, pentru că Domnul, când vine, vrea să caute și să găsească rod. Domnul nu vine să mănânce frunze de la tine. Teoria e bună, dar dacă nu poate fi aplicabilă, nu e valabilă. De asta îmi place Biblia, e singura carte din lume pe care o citesc și are lucruri practice pentru orice domeniu din viața mea. Biblia este cuvântul Lui Dumnezeu, este cartea vieții, nu este altceva ca Biblia. Limba a ținută sub control, e primul test, 26. Aș putea să numesc punctul ăsta, vorbirea la control. Și în dimineața asta te rog, vorbește cu Duhul Sfânt și spune, Duhul Sfânt, vin cu limba la control. Am auzit o poveste odată despre un capitan în al primul război mondial și spunea că în fiecare dimineață venea doctorul la ei și uh, îi întreba, bună ce faci? Trecea repede peste întrebările astea și spunea limba la control și ei scoteau limba pentru că vrea să vadă dacă sunt bolnavi, dacă le-a apărut pentru că luptau acolo în Sudan și în Sudan erau tot felul de boli și vrea să se asigure pentru că de multe ori pe limbă se văd anumite erupții, anumite erupții cutanate, spunea limba la control. Eu vreau să te întreb, tu faci chestia asta înaintea Domnului? Te duci cu limba la control? Când mergeai la doctor, când erai mic, ce spunea doctorul? Aaaa! Și eu nu, eu de multe ori mă făceam și eu ca doctorul. Aaaa! Și spunea, nu mă, scoate limba să văd limba la control. Dragul meu, Dumnezeu vrea să-i prezint limba la control în dimineața asta. Aici e locul unde putem începe să lucrăm la vorbirea noastră. Biblia spune așa, în Efesem 4, 29, 32, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Vreau să te întreb, în ultima săptămână ți-a ieșit vreun cuvânt stricat din gură? Ci unul bun. Niciun cuvânt stricat. De ce antiteză? Ci unul bun. Pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Pentru ce e acest prototip pe care Dumnezeu l-a născut prin voia lui și prin cuvântul lui? Acest prototip, acest tip de om nou este acolo să fie o mărturie da, a faptului că Dumnezeu e viu și adevărat, dar nu numai să fie o mărturie, ci să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, să aducă zidirea lui Dumnezeu, pentru că la început Biblia spune că Dumnezeu era ziditorul. Eu vreau să te întreb, tu ești distrugătorul sau ziditorul? Ce faci cu limba ta? Dărâmi, spargi, înțepi pe toată lumea, vorbești, bârfești, să ai preda limba unui alt stăpân? Sau este limba în mâinile stăpânului Hristos? Pentru că spune aici clar, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Efeseni 4, 29 cu 32, dacă mă ajuți. Ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor ce laudă, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu alte cuvinte, o limbă care nu-i supusă Duhului Sfânt, care nu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, poate să întristeze pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci vii la biserică și spui, Frate, nu mai simt prezența. Primul lucru care îl fac, te întreb, ce tip de vorbire ai? Ai adus limba la control? Pentru că știi ce întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? O limbă care vorbește de toate. Îi spune Iacovie, ca un foc, dă drum unei păduri. Așa e că e greu când ai drumul la un cuvânt și după aia îți dai seama că ai rănit, îți dai seama că ai doborut pe cel de lângă tine și ai face orice numai să le iei înapoi, dar e prea târziu și zici, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău. Și auzi poate răspunsul ăsta, de părut îți pare rău, dar data viitoare oare o să mă rănești din nou? Să nu tristați pe Duhul cel Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care a fost pecet, Lui pentru ziua răscumpărării. Wow! Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, strigăm împreună miloși. Miloși. Și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Odată aveam bătălia asta atunci când m-am întors la Dumnezeu față de tatăl meu. Nu puteam, era greu să-l și am înțeles că dacă voi aștepta multă vreme, nu o să vin acel îndemn, acel imbold, cum crede multă lume, pentru că iertarea este o decizie, este un cadou care îl faci celor de lângă tine. Amin? Biblia spune, iertați-vă cum va ierta Hristos. Ăsta e versetul care m-a dezlegat pe mine de neiertare. Am zis, Doamne, cum să-L iert când mi-a făcut asta, când mi-a făcut asta, când mi-a făcut asta, când mi-a făcut asta. Și Domnul m-a chemat și mi-a arătat o listă cu ce făcusă eu. Era mult mai lungă și îmi zice, du-te și iartă, cum ți-a iertat Hristos ție. Cum ți-a iertat Hristos ție? Toată datoria. Dragul meu, în dimineața asta vreau să te provoc și să-ți aduc aminte că aceste cuvinte care le vorbește au putere de viață și moarte. Cuvintele sunt importante, e adevărat? Vedeți, sunt oameni care, sau cărora un părinte le-a spus un cuvânt și îl aduc aminte și după 40 de ani. Și spunea, nu pot să scap de cuvântul ăsta care mi l-a spus tata. Sunt parteneri de viață care s-au rănit atât de tare prin cuvinte încât le e greu să mai treacă mai departe și chiar dacă continuă să se iubească, au... au au cuvintele alea acolo ca niște săgeți care n-au fost mulți și n-au fost vindecați. Cuvintele sunt importante de aceea. Dumnezeu Iisus Hristos se prezintă nu ca puterea, nu ca vindecarea, nu ca îngerii și nu mai știu eu ce se prezintă la început. A fost ce? Cuvântul. O, Doamne, dăm putere, dacă cuvânt nu vrei? O, Doamne, dăm puterea să vindec, dacă cuvânt nu vrei? Dăm puterea să scot dracii, dar cuvânt nu vrei? Pentru că Domnul Hristos s-a întrupat, El a fost cuvântul care s-a întrupat și spune în Ioan capitolul 2 că și dragostea de Dumnezeu stă în întruparea poruncilor Lui. Și primul loc unde se vede că Dumnezeu locuiește în viața ta este în vorbire, pe limba acolo. Așa că aduți aminte de povestea acestui soldat, spunea că soldații ăștia erau supărați pe doctor și zice, mă uite, niciodată nu-i pasă cum mă simt. Nu, doctorul vrea să vadă dacă e sănătos sau nu. Bună dimineața, ce faci? Limba la control. Asta era pentru el. Vrea să vadă limba la control. Limba, dragii mei, trebuie să o punem sub stăpânirea lui Dumnezeu. Acum, nu contează doar ce vorbești cu alții, contează ce vorbești și cu tine. David ne învață o vorbire duhovnicească. În loc să-și plângă de milă să zică sufletul meu, ești părăsit. Fă un cântec de jale de la Pentecostal și cântă l și plângi singur. Nu, n-a zis așa ce a zis. Suflete al meu, laudă-l pe Domnul. Domnul este cu tine, nu te lăsa. Domnul e nădejdea și mântuirea ta. El e păstorul tău. Ai grijă ce vorbești cu alții, dar ai grijă ce vorbești cu tine. Ce fel de poveste spui contează? Dacă continui să-ți spui povestea, narațiunea tatălui tău peste viața ta, tatăl meu mi-a spus că sunt un gunoi, că sunt o lichea, că o să ajung în pușcărie, că o să mor probabil până în 16 ani și nimic bun nu să va alege de mine. Și am crezut povestea lui și am început să o trăiesc, dar când m-am întors la Dumnezeu din ceruri, cu fața spre El, El mi-a spus o altă poveste și am preluat povestea lui și am început să-mi o spun și viața mea a început să se schimbe. Care este povestea și narațiunea care tu ți-o spui ție însuți 12 scoade au fost în țara Canan 10 s-au întors și au spus o poveste 2 au spus o altă poveste E foarte important ce-ți spui E foarte important ce vorbești cu tine Vorbiți cu voi așa din când în când Eu personal vorbesc cu mine Gândurile mele acolo, da? Mă întreb, îmi dau răspunsuri, am acolo Ai grijă ce vorbești cu tine Ai grijă ce spui sufletului tău Nu-i cânta și tu în strună Cântece mioritice. Nimeni nu mă vrea nici chiar în țara mea, nici în diaspora, nici în Betania. Nu-i cânta așa ceva. Spune, Domnul mă vrea, Domnul e păstorul meu, Domnul este cu mine, aliniază-te cuvântul lui Dumnezeu. Eram atât de bolnav odată, dragii mei, că nu mă puteam scula din pat. Și am zis, Doamne, sunt bolnav și nu știu dacă mă mai recuperez. Și am auzit o voce blândă care mi-a spus, dacă eu spun că ești tare, ești tare. Dacă eu spun că ești mare, ești mare. Dacă eu spun că ești întărit, ești întărit. Și dacă eu spun că ești vindecat, ești vindecat. Spune după mine. Și nu puteam să spun. Era ca un tată cu copilul lui, tată, tatăl meu din cer, încerca să mă învețe să vorbesc duhovnicește. Pentru că Biblia mă cheamă să vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. Cel slab să spună sunt distrus. Așa zice. Cel slab să spună eu sunt tare, cel sărac. Eu sunt bogat, îl am pe Dumnezeu. Dacă îl am pe El, sunt cel mai bogat. Am cea mai tare relație din univers. Îmi spunea cineva o dată, bă, zice, la vol, la român, chiar vi se potrivește treaba cu relațiile. Că și în cer ajungi bazat tot pe o relație. Păi zic, poate de la el am învățat, nu știu. Dragul meu, în ceruri ajungi bazat pe relația cu Isus Hristos. Dar vorbirea noastră trebuie să se schimbe, să fie o vorbire dreasă cu har și sare. Vrei chiar acum să faci un moment aici și să te rogi Domnului să zici, Doamne, iartă-mă că nu ți-am închinat vorbirea mea. În loc să vorbesc cuvintele lui Dumnezeu, am vorbit desteori cuvintele filozofilor, cuvintele plângăcioșilor, cuvintele necredincioșilor și eu însumi am spus peste mine lucruri care tu nu le-ai spus niciodată peste mine. Îmi place de Domnul Iisus Hristos și vreau doar să fac o mică paranteză. Intră într-o casă unde murise o fetiță și Biblia spune că mulți boceau și El spune, opriți-vă, fetița n-a murit ci doarme și ăștia au început să plângă și mai tare și unii îl bat jocoreau. Și îmi place ce spune Scriptura. Și Hristos Domnul a dat bocitorii afară. Dragul meu, scoate bocitorii afară din viața ta și ia cuvântul lui Dumnezeu și crede-L pe cuvânt, amin? Haideți să facem un stop și să ne cercetăm pentru câteva secunde. Cum stai cu vorbirea ta pentru că dimineața asta el te cheamă să aduci limba la control. Fiecare în dreptul lui Dragul meu, primul test al credinței adevărate este o limbă ținută sub control. Cu alte cuvinte, un singur cuvânt, dacă am pune în dreptul limbii noastre, care ar fi? Începe cu S. Al doua literă e T. S, stă, pânire. Haideți să ne-l notăm. Stăpânire. Stăpânire. Vreau să am stăpânire peste limba mea. Amin? Trebuie să o țin în frâu. Trebuie să-i pun această, cum să spun, să bala cuvântului lui Dumnezeu și să o strunesc. Amin. Al doilea test, după, după, cartea lui Iacov, mai este un test aici, este purtarea de grijă a orfanilor și a văduvilor. Vreau să te întreb. Crezi că există dragoste de Dumnezeu doar așa la nivel teoretic? Sau cum se vede cel mai bine dragostea de Dumnezeu? Asta e poate o întrebare mai bună. Dacă nu, atunci când zici, ok, m-am rugat, l-am lăudat pe Domnul, acum merg să fac ceva concret și practic pentru cei de lângă mine. Odată eram la București cu Adina și trăiam acolo și la, la scara noastră era un, un, om al străzii care nu avea casă, nu avea masă și mi-aduc aminte că într-o dimineață am citit din Biblie, din Salmer, eram atât de încântat, era un în gura mea numai cuvinte de laudă, glorie, slavă, măreție, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și am simțit la un moment dat că după ce am fost acolo ca spraitul efervescent, îmi bate Domnul pe și zice ce frumos mai laudat. Nu vrei acum să treci și la partea practică? Și eu, Doamne, dar Acum te laudă, îți cânt, mă rog. Zice, da, 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 zice, nea Mircea jos la bloc, n-am mâncat de vreo două zile o urmă de aia, desplace ție să-ți cumperi ție, iar prinde bine și lui. Vezi tu, slava, gloria, toate lucrurile astea, dacă nu le convertim în ceva concret pentru aproapele nostru, ele nu și-au atins încă ținta. Dragul meu, Biblia spune clar aici, văduva și Orfanul. Vreau să te întreb, când s ai făcut ultima dată o listă mentală cu văduvele din biserică? Când s ai făcut ultima oară o listă mentală cu orfanii din biserică? Ați văzut că mai vin o, copii de la casa de copii sau oameni care n-au avut părinți, sau au crescut fără părinți, Vali Rogoveanu mai vine câteodată cu câte un grup aici și, nu știu, n-am văzut așa, vă spun sincer, pe unul care s-a ridicat să meargă să-i salute. Știi de ce? Pentru că încă nu avem acel C, al doilea C, după să vine cât, care ne trebuie, ne trebuie compasiune. Un alt test al credinței noastre adevărate este compasiune. Am eu compasiune pentru cel de lângă mine. Pentru că e fain că noi cântăm aici și lăudăm pe Dumnezeu. E extraordinar. Dumnezeu primește jertfele noastre de laude. E fain că ne zidim prin cuvânt. Dar totul se va nărui, vom fi niște creștini care ne vom înșela dacă la ușă nu facem următorul pas. Care este următorul pas? o inimă pentru cei în nevoie. Și asta ne ajută să ne crucificăm euul nostru, să scăpăm de egoism. Pentru că noi suntem ce persoane centrate pe noi înșine, corect? Odată am mers să mă spăl pe mâini și să-mi suflu nasul la o toaletă și acolo erau foarte mulți băieți, nu știu cum e la fete, dar treceau și se uitau. Dădeau să plece, să mai întorceau. Mi-am dat seama că suntem niște persoane tare egoiste. E adevărat? Nu știu voi, dar omul are tendința tot timpul să se uită la nevoile lui proprii. Și Biblia vrea să te ajute și îți spune că dacă ești un creștin adevărat, un creștin autentic, dacă ești o pârgă a fapturilor vii, un prototip nou, un om nou, născut din nou, plin de Duhul Sfânt, plin de puterea al Dumnezeu, focusul tău nu mai ești tu, sunt alții. Pentru că Biblia spune așa, Că cea mai mare poruncă este aceasta, să te iubească pe tine singurul Dumnezeu adevărat, cu toată inima, sufletul, puterea și toată ființa și pe a proapele. Odată să rugat un frate și mi-a plăcut foarte mult și uh, s să rugat Domnului și zicea Doamne îți mulțumesc că eu sunt pe locul 2 și Tu ești pe locul 1. Și Duhul Sfânt l-a corectat, zice Jim, Tu nu ești pe locul 2. Eu sunt pe locul 1. Aproapele Tău e pe locul 2, Tu ești pe locul 3. Nu uita că tu nu ești pe locul doi. Aproapele tău e mai important decât tine. Domnul va acolo vrea să-ți testeze credincioșia și pocăința. Pocăința nu se testează în câte cânte ce știi, să cânti și câte versete știi și vii și îmi spui că știi. Pocăința se testează în ce faci după ce pleci de aici, duminică și începe ziua de luni și sunt curios ce o să faci cu cuvântul ăsta. O să dai shift, delete, sau o să iei cuvântul și o să meditezi și o să zici, Doamne, vreau să te test testele. Îți aduc și astăzi luni limba la control. Îți aduc inima mea să văd dacă am compasiune pentru cel de lângă mine sau sunt atât de focusat pe mine încât nu-mi pasă că la moare pe stradă. Purtarea de grijă a orfanilor și a vădurilor sunt în inima lui Dumnezeu pentru că Biblia spune că El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și dacă noi nu o facem, dragii mei, nu o să fie ok. Nu o să demonstrăm că cu adevărat viața lui Hristos, cea al nouă, și puternică, și bună, este noi. Suntem doar niște demagogi, vorbim despre dragoste când nu cunoaștem puterea ei. De asta suntem chemați, nu numai să aducem limba la control, dar să ne verificăm inima. Mai e compasiune în inima ta pentru cei neajutorați? Îmi spunea cineva odată, zice, bă, când nu aveam multe, Parcă eram mai atent cu cei săraci. Acum când am multe, parcă nu s-a așa atent, dar nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Oare ce s-a întâmplat cu tine? În loc de compasiunea lui Hristos, te-a lovit confortul. Confortul este vrășmașul compasiunii. Confortul este bun, dar dacă nu-l știi să-l gestionezi, te va nenoroci. Să fim serioși, la toți ne place să facem un duș pe zi, nu? Cel puțin. Nu mai e ca pe timpul lui cu când făceam o dată pe săptămână. La toți ne place să mâncăm în fiecare zi, la toți ne place să avem o saltea bună pe care să te duci, niște un pantof pe care să stai, la toți. Dar, dragul meu, confortul nu i rău, e bun dacă știi să-l gestionezi și știi să-l închin lui Hristos și știi să-l împarți cu cei de lângă tine. Spunea cineva, Dumnezeu m-a făcut o binecuvântare să fiu o binecuvântare. Dumnezeu mi-a dat ca să dau. Spune împreună cu mine, Dumnezeu m-a binecuvântat ca să fiu o binecuvântare. Nu uita pe aproapele tău. Domnul Hristos a spus o pildă odată și a spus, iată că s-a coborât pe drum spre Erihon un om, a fost prins, căzut între întâlhar, bătut, a trecut legea pe acolo, au trecut prorocii și n-au avut timp de omul acesta. Și la un moment dat a venit un samaritean, un din ăsta, cum să spune, mixat, corcit, așa cum spunem noi. Și ăsta s-a uitat cu milă și spune că l-a luat, i-a uns rănile, l-a pus pe măgarul lui, l-a dus la prima pensiune, a plătit pentru el. Și Domnul întreabă care dintre ăștia a împlinit cuvântul lui Dumnezeu? Doi a care au știut, ci ăla care a făcut. Doi fii erau și un tată s-a rugat de fiecare, du-te, te rog, și lucrează și ajută-mă în grădină. Și unul a zis, tată, mă duc. Și Biblia spune și nu s-a dus. Altul a zis, nu mă duc, tot timpul mă pui pe mine, ți se pune pata pe mine. Dar mai pe urmă i-a părut rău și s-a dus. Care dintre ei a împlinit voia tatălui? Al doilea, cu toate că a bociferat acolo și avea încă nevoie de vindecare la limbă, dar s-a dus și a împlinit voia tatălui. Dragul meu, haideți să ne coborăm de pe muntele Revelației. Îmi place de să mulți creștini din ăștia. frate, Sani, o revelație, ai o, o, o ceva, o... am o revelație, da. Revelația este să ne coborâm de pe munte în vale, ca acolo, în vale, are Hristos nevoie de noi, amin? Al treilea test. Și să ne păzim neîntinați de lume. Deci, iată că, pe lângă o limbă controlată, stăpânită, pe lângă o inimă plină de compasiune, Dumnezeu ne cheamă să ne păzim, ne întinați de lume. Aș vrea să citesc ultimul verset 27, să citim împreună, te rog frumos, 1 cu 27, mă apropii imediat de final. Dar aș vrea să ținem minte și să lăsăm acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne vorbească. Citim împreună, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Vreau să te întreb, tu te păzești neîntinat de lume? Mi-aduc aminte că mi-a -am luat primii adidași de firmă. Erau abibas. Ați înțeles, nu? Am fost păcălit la târg. Am crezut că s-a adidas, dar erau abibas. M-am dus acolo la noi la târg. Eram în Craiova și mi-am cumpărat primii. Și mi-aduc aminte când am ajuns, cum mergeam pe parcă, zburam pe stradă. Parcă zburam și cum am dat, a început să, să plouă și a plouat și m-am dus și am spălat și mă feream și de toate gropile mă feream, mă feream. De ce? Pentru că voiam să-i păstrez ca noi. Până în ziua în care am avut revelația, bă fraiere, tu nu ți-ai luat original, ăștia nu sunt adidas, sunt abibas, tu nu știi să citești. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă să fim întinați de lume. Spunea o, 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 o ilustrație, un om al lui Dumnezeu, o barcă pe mare este... Ceva normal. Dar dacă apa din mare intră în barcă, barca se scufundă. Un creștin în lume e ceva normal, dar dacă lumea intră în creștin, creștinul se scufundă. Vreau să te întreb, tu te ții neîntina de lume? Îți ții haina curată atunci când este murdar, atunci când ai murdărit-o, te duci înapoi la Domnul cu mărturisire, cu Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe cărarea noastră. Noi nu suntem chemați să trăim după capul nostru, dragii mei. Nu suntem chemați să trăim cum ne nevață, nu știu ce predicator care vorbește pe la YouTube. Noi suntem chemați să trăim așa cum spune Scriptura lui Dumnezeu. Biblia este standardul nostru. Dacă tu nu faci din Biblie, din cartea lui Dumnezeu, standardul tău și trăiești după cultura ta, fie ea moldovenească, ardelenească, oltenească, vreau să spun ceva. Nu lăsa cultura ta să bată cultura împărăției lui Dumnezeu. Pentru că fiecare cultură din locul ăsta românesc are lucruri bune și rele, dar cultura împărăției trebuie să primeze, amin? Și cultura împărăției spune, ține-te neîntinat de lume. Vreau să te întreb, tu te ții neîntinat de lume? Când privești ceva pe televizor, schimbi canalul sau rămâi acolo când stai pe telefon și îți imaginezi efectul care au acele lucruri asupra ființei tale interioare, toate mizerile care circulă pe internetul ăsta, pe Facebook ăsta, îți imaginezi câți copii, numai câți copii s-au sinucis în ultimul an datorită provocărilor pe TikTok. În America e, e o tragedie. Și nu numai și în România au murit câțiva. Pentru că au primit provocare pe TikTok și s-au băgat câte mizerii sunt acolo, câte filozofii străine, câte citate care nu sunt din Scriptură și ți-o trăvesc ființa încetul cu încetul, te ții tu neîntinat de lume? Când stai într-o conversație cu cineva, te ții tu neîntinat de lume pentru că urechile tale ascult, aud. Începe acolo o mică bârfă, o mică glumă și din una una se face mai mare și mai mare și mai mare și mai mare și, și începi să bârfești și îți murdărești duhul și cugetul. Te ții tu neîntinat de lume? Un credincios matur are întotdeauna o limbă sub control. Și urechile lui ascultă de două ori mai mult decât vorbește, așa spune Iacov. Amin? Care e proporția? 2 la? 2 la 1. Eu vreau să vă provoc, ca începând de astăzi, nu de mâine, haideți să nu fim și noi ca faraon? Când a dat Dumnezeu broaștele în Egipt, Biblia spune că erau peste tot sub așternuturi, noalele de mâncare și aleargă faraon la Moise, zice să te rogi cândva să plece broaștele și Moise zice când? Și faraon zice mâine. A mai vrut o noapte cu broaștele. Broaștele sunt simbolul profetic din Apocalipsa pentru duhurile rele, pentru că nu se putea despărți de ele. Ești și tu unul din creștiniea care s-a învățat așa de mult cu duhul ăla de bârfă, cu demonul ăla de, de, critică care nu mai te poți despărți de el? Sau ești gata să te ține în tina de lume să zici, Doamne, spune unde să tai că tai. Vreau să fiu un creștin sănătos și matur. Am învățat când eram la școala de teologie un lucru tare de la Dumnezeu, că ce pute Dumnezeu taie, știi de ce? Pentru că vrea să-ți salveze viața. Când un doctor vede un picior care e în cangrenă, știi ce face? Îl taie, de ce? Ca să-ți salveze restul trupului. Domnul Hristos spunea, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, dacă ai un ochi rău, un ochi critic, dacă tot timpul cauți, cauți ceva care să-ți satisfacă privirea, ce zice Domnul? Scoate obiceiul ăla din viața ta, taie-l, dă-l la o parte. Nu mai știu unde eram și la un moment dat am avut o provocare. Provocarea era simplă, haideți toți să scoatem telefoanele și să ne uităm că acolo ne spune câte ore stăm pe telefon cel mai puțin patru ore jumătate din sala, eram la biserică, nu eram în altă parte, nu aici, în altă parte. Patru ore jumate, cel mai mult 14 ore, o fată. 14 ore. Și la sfârșit a venit un băiat și zice, eu mai mult ca ea, dar mi-a fost rușine. 18 ore. Ce faci acolo în lumea aia? Cum te ții tu neîntinat dacă pe acolo, pe fereastra aia, vin în tine tot felul de lucruri care sunt nesănătoase? Biblia spune în Roman capitolul 12 și ne dă, cum să spun, cea mai mare și cea mai, cel mai important act de închinare, spune acolo. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră cea mai tare închinare sau un act duhovnicesc de închinare. Dacă vrei să fii un închinător adevărat, să știi că Dumnezeu nu-și cere banii, știi ce-și cere Domnul? Ce? Spuneți mai tare. Trupul. Bravo, tinere! Domnul să bine binecuvânteze! Tată, îți mulțumesc că îl umpli de cuvântul tău și de Duhul Sfânt de acum și îl faci un învățător al Scripturii. Spuneți amin. amin! Amin! Doamne, îți mulțumesc pentru un duc de înțelepciune. Am văzut peste viața lui un duc de înțelepciune și de discernere, de a separa lucrurile. Și cred că Dumnezeu să-l pregătească să fie un vas al lui. Învățați-l Scriptura, țineți-l aproape de Biblie. Amin! Domnul să-L binecuvânteze. Un credincios maturare aceste trei lucruri, dragii mei, și o să vedem și cum putem să le facem. Limba sub control, vor, ascultă de două ori mai mult decât vorbește, focusul pe cei de lângă și nevoile lor, mai mult decât nevoile lui proprii și o mărturie bună, oricât l-ar costa, El își păzește calea. Am auzit o poveste odată și vă spun scurt, un, un om cu bani, mulți, a primit un contract de 4 milioane de euro într-o dimineață. Și omul ăsta era copil al Domnului și a avut așa un semn de alarmă în el. Și îl sună pe un prieten, știi cum este? Când ai, o, când ai o încredințare și o certitudine, sună un prieten. Și l-a sunat pe un alt prieten care ăsta avea și el o viață cu Dumnezeu mărturie și zice am nevoie de tine să vii, să ne rugăm împreună și vreau să fac voia Domnului 100%. Vine prietenul să roagă împreună, citește contractul, bă, zice, nici eu n-am liniște, dar dacă vrei, treaba ta semnează, tu ești businessman, eu nu sunt decât robul Domnului, dar uite, haide să ne rugăm să vedem ce ne spune Domnul. În timp ce să roagă, Dumnezeu îi spune acestui prieten care veni să-l să ajute pe businessman, nu. Acest contract este un contract cu compromis. spune să se țină neîntinat de lume. Și îi spune la ureche, Domnul mi-a spus să te ține întinat de lume. Și el zice, amin, așa facem. Și ia contractul și îl dă îl cheamă înăuntru un în birou și ce, refuz contractul tot și ăsta. Bă, omule, tu ești. Bă, 4 milioane, nu trebuie să faci nimic, decât să închizi o jumate de ochi, nu cu un ochi. Zice, nu, nu. N-ai înțeles. Eu tot ce am este de la Dumnezeu. Tot ce Dumnezeu îmi cere, pot să dau. Tot ce Dumnezeu îmi cere, nu pot, nu pot să primesc. Dacă, el, dacă el, tu vii să-mi dai mie 4 milioane cu compromis, eu nu pot să primesc pentru că trebuie să mă țin neîntinat de lume. Cum am spus? Creștinul în lume este ok, suntem în lume, trăim în lume, dar dacă lumea intră în noi, ne scufundăm ca și Titanicul. Știți ce s-a întâmplat cu Titanicul? A ajuns la 3.800 de metri. Ați auzit zilele trecute ce s-a întâmplat cu oamenii care au vrut să-l viziteze? Așa se întâmplă când lumea intră în noi. De asta, dragii mei, mm. sunt două lucruri practice pe care tot apostolul Iacov ne le dă în versetul 25. Mm. Pentru că noi trebuie să știm cum să facem aceste lucruri, cum, cum ne putem ține o limbă în stăpânire? Cum putem să, 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 fim, să avem o inimă plină de compasiune față de cei de lângă noi? Cum ne putem ține neîntinați de lume, curați? Și spune aici în versetul 25, dar cine? Citim împreună, versetul 25, Iacov 1 cu 25. Citim împreună, dragă biserică, dar cine își va adânci privirile în legea de care este legea libertății, slobozenei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu va fi fericit în lucrarea lui. Sunt două lucruri care, două coordonate care Iacov ne le dă. Să ne adâncim privirile, poți să-mi lași versetul. Și să stăruim. Aș vrea doar succin să le explic pe ambele. Să ne adâncim privirea înseamnă să examinăm cu atenție, să ne aplecăm privirea, acolo sensul are și de aplecarea trupului peste cuvântul lui Dumnezeu, să vezi ce cuvântul lui Dumnezeu să vorbește ție personal. Nu citești Biblia ca să ai ce să spui vecinei. Citești Biblia pentru... Pentru cine? Pentru... Nu citesc Biblia ca să predic, o citesc pentru mine. Eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Acolo mai este sensul, examinează intens cu deamănuntul, așa cum făceau creștinii din Berea, spune că după ce Pavel le vorbea, începeau să examineze cu deamănuntul, erau oameni cu o inimă aleasă. Cine își va adânci privirile? Dragul meu, exact cum submarinul face o călătorie în oceane, așa noi trebuie să ne adâncim privirea în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne adâncim, nu să citim doar suprafața, să începem să studiem, să examinăm ce vrea fiecare cuvânt să-mi spună. Pentru că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu e prinde de puterea lui Dumnezeu. Până și genealogiile sunt puternice, pentru că Dumnezeu le-a scris acolo, le-a inspirat. Lasă-ți privirea să se adâncească, nu citi în grabă Scriptura. Ia cu Lui Dumnezeu, Domnul Iisus, amin, 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 amin. Din acum, Ai, nu-i cititul tu Bibliei, nu-i adâncirea privirii, trebuie să te oprești. Ca să o privesc pe soția mea, nu pot să o privesc din alergare, decât foarte succint. Dar ca să o privesc detaliat, trebuie să mă adâncesc privirea, trebuie să mă opresc, să mă uit în ochii ei și să încep să studiez. Doar așa poți să vezi frumusețea care poate ai uitat-o. Adâncește-ți privirea în cuvântul Lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, sunt ochii tăi lipiți de cuvântul lui Dumnezeu, îi spune Dumnezeu lui Iosua, ce îi spune? Zi și noapte, zi și... ce să facă? Așa te vreau, zi și noapte, stăruiește, privește, caută în legea asta, zi și noapte, caută în ea, caută răspunsuri. Și atunci îți va merge, parafrazăm acum, îți va merge bine în toate lucrurile, zi și noapte. Am văzut odată când am fost în America un evreu care chiar... La propriu să-ți lipești, zice acolo o binecuvântare, vrea să ți să lipească cuvântul de ochii minții tale. Și știi ce fac? Își leagă o cutiuță în care sunt legile cu o bucățică de piele și le leagă acolo în frunte. De ce? Pentru că ei vor ca acest cuvânt al Lui Dumnezeu să fie lipit de fruntea lor. Un alt cuvânt acolo este bate fierul de câte ori trebuie până, 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 până să înroșește. Omule, nu citi în grabă Scriptura, ia timp pentru Dumnezeu, pune timp pentru Dumnezeu, arată-i respect pentru, pentru, Dumnezeu și pentru Cuvântul Lui. Cineva îmi spunea odată un predicator, i-am zis, era mai tânăr în credință, cum știu că îl iubesc pe Domnul? Și mi-a zis, îi spune eu cum știi că l iubești pe Domnul. Dragostea ta față de Dumnezeu este egală cu dragostea ta față de Cuvântul Lui. Dacă tu nu iubești Cuvântul, dacă tu nu pui timp deoparte, dragii mei, e posibil să fie oameni aici care n-au citit Biblia de un an de zile, alții mai mult. Alții care o citesc doar fugitiv, alții care ascult predici, ascultă predici pe internet și aia e ok pentru zidire ca cireașa de pe tort. Dar tu nu te poți străni doar cu predici de pe internet, ai nevoie de o relație personală cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să fii operat, să te pui pe masă în fiecare dimineață, în fiecare zi și noapte. Și noaptea când te trezești, zici, Doamne, vorbește, îmi dăm îndemnuri în inimă. iubește tu cuvântul lui Dumnezeu. Sau știi din cuvânt doar ce ai auzit de la alții? Păi cum zicea fratele la predicator, cum zicea fratele, dar ce zice Scriptura? Vreau să te întreb, ce zice Biblia? Adâncește-ți privirile. Apoi al doilea pas, după ce ți le adâncești, Iacov nu rămâne aici, este să stărui în ea, nu ca un ascultător, tu ci ca un împlinitor cu fapta. Cu alte cuvinte, după ce ți-ai adâncit privirile, ai înțeles ce are Dumnezeu și ce vorbește Dumnezeu, Wow, acum știu ce am de făcut. Mă duc să împlinesc. Aici cuvântul are și sensul, și îmi place a stărui, are sensul ăla de, de a repeta și a repeta și a practica și a practica. Are, acolo, în, în, în original, îmi place că e un cuvânt care scrie chiar poet. Cuvântul poet scrie, scrie, șterge, rupe, scrie, încearcă din nou până ți iese poezia, practica atât de mult cuvântul lui Dumnezeu până iese cea mai tare poezia ta. Că să uită oameni la tine să zică, wow, păi îmi place, cum ai reușit să-ți închin limba lui Dumnezeu? Cum ai reușit să ai compasiunea asta pentru cei de lângă tine? Cum ai reușit să te ții neîntinat de lume? Ai trecut prin atâtea teste, ai avut atâtea provocări, ai putut să te compromis de atâtea ori în relații cu banii și alte lucruri și totuși tu te-ai ținut neîntinat de lume. Mărturia pentru tine a fost mai importantă ca orice. Pentru că la capăt de drum vom fi singur cu El. Nu o să fie nimeni acolo pentru tine. O să fie Hristos cu tine. Și știi ce o să duci cu tine? O să duci mărturia ta înaintea Lui. Haideți să fim un împlinitor, nu un impostor. Eu nu, nu vreau să mă înșel singur, dragii mei. E cea mai tragică poziție și terminăm. E cea mai tragică poziție să stai înaintea Lui Hristos și să zică pleacă de la mine, că nu te-am cunoscut. Mă ajuți, Beni? Ești în zonă? Câteva minute. Nu o să prelungim, terminăm în câteva minute, dar vreau să luăm un timp de cercetare. Cum stai cu limba, cu vorbirea? Pentru că limba este prelungirea inimii tale. Omul vorbește din... Dacă o vorbești pe gură, înseamnă că o ai în inimă. Dacă ai rodul, înseamnă că ai rădă cina, sămânța. Cum stai cu compasiunea pentru cei de lângă tine. Cum stai cu mărturia? Să pot uita oamenii la tine și să zică, mă, sincer, îl iubesc pe omul ăsta. Bă, ăsta e pe bune, mă, ăsta, ăsta, ăsta e pe bune. Ăsta chiar așa cum a fost stăpânul lui. Merge printre noi, e cu noi, dar nu face ce facem noi. El este diferit. El este ca și Iisus, seamănă pe lui Ceresc. Doamne, luăm această decizie astăzi să ne adâncim privirile cum acel submarin se adâncește în oceanele lumii și să căutăm cu atenție lucrurile alese, Doamne, și lucrurile bune. Și luăm această decizie astăzi să stăruim, Doamne, în împlinirea cu fapta, nu doar în ascultare. Iartă-ne că de multe ori ne-am înșelat singuri, iartă-ne că am trăit această înșelăciune și ne-am dat seama în dimineața asta de acești doi indicatori care ne dau de gol că vorbim și nu trăim și această limbă, Doamne, care nu are control și vorbește multe, 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 multe și nevrute. Dar astăzi venim să ne supunem limba stăpânirii tale. Astăzi alegem compasiunea și alegem curăția de inimă o mărturie curată. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună înaintea Domnului.